Dacă cel mai întunecat coșmar al Europei se adeverește, iar războiul din Ucraina se va extinde pe restul continentului, atunci Finlanda va fi pregătită. Sara a creat rețele informale între elitele lumii politice, ale afacerilor și ale organizațiilor non-guvernamentale pentru a se pregăti pentru ce este mai rău. Proviziile pe șase luni de combustibil și cereale importante se găsesc în stocuri strategice, iar companiile farmaceutice sunt obligate să aibă la îndemână toate medicamentele pe o perioadă de 30 luni. De asemenea, Finlanda are și apărare civilă, toate clădirile care au peste o anumită dimensiune trebuie să aibă propriile lor adăposturi antiaerian, iar restul populației poate folosi parcări subterane, patinoare și piscine care sunt gata de a fi transformate în centre de evacuare. Aproape o treime din populația adultă a Finlandei este rezervistă, ceea ce înseamnă că țara nordică se poate baza pe una dintre cele mai mari armate în raport cu dimensiunea sa Europa. Europa Ceea ce Finlanda numește strategie de securitate cuprinzătoare oferă un exemplu pentru modul în care țările pot crea sisteme riguroase la nivelul întregii societăți pentru a se proteja din timp, planificarea nu doar pentru o posibilă invazie, ci și pentru dezastre naturale, atacuri cibernetice sau pandemii. Țara analizează continuu care sunt principalele sale puncte slabe și încearcă să le corecteze pentru a crea cât mai multă rezistență înainte de apariția unei crize.